și pe performanța asta. Că totuși nu e o performanță. Mi se pare, da, nu e o performanță. Eu zic că e normalitate și consider că n-am făcut altceva decât să fac o investiție pentru învățământ, o investiție pentru viitor. Pentru că copiii reprezintă viitorul și mi se pare normal să aibă parte de tot ceea ce mai, e mai bun. Și atunci a ieșit această școală. Finanțarea cum a fost asigurată? A fost, Finanțarea a fost asigurată o mare parte prin Programul Național de Investiții Locale al Ministerului Dezvoltării, PNDL 2, și o parte din parteneriatul Consiliului Județean și o parte din bugetul local al Comunei Gorgota. Vorbim de o școală care, și din punct de vedere energetic, practic e un succes, pentru că sunt consumuri foarte mici. Așa este, noi am căutat să folosim ultima tehnologie în ceea ce privește partea de izolație termică a clădirii, în ceea ce privește partea de consumuri energetice, și am căutat să aibă și un sistem de producere a energiei electrice prin panou, printr-un par de panouri fotovoltaice de 60 de kW și panouri pentru producerea apei calde și a căldurii. Avem în cadrul acestei investiții inclusiv bibliotecă, sală de sport, teren de sport. Așa e, am căutat să avem în cadrul unei singure școli tot ceea ce au nevoie copiii pentru a le asigura cele mai bune condiții de dezvoltare și de învățătură. Da,